La fel ca alte cupluri din casă, și Adelina cu Alina au fost încătușați. După toate aparențele, un lucru benefic pentru ei. Ce-ați făcut, mă? Rezervat Vali? Măi, lasă-mă, ce tare! Îți place? Da, super tare! E romantic. Îmi plac chestiile astea. Îmi plac chestiile astea. Mi-a fost dor de tine, rău. Îmi place să mă îmbrățișez singur. Toată viața am vrut să fac asta. Mi-ai lipsit, fraiere. Hai, mă, mă, lași. De vreau că mi-ai lipsit. Păi bun, mi-ai lipsit maxim. Păi nici aseară, nici alaltă seară mi-am făcut. Nici barba nu mi-am făcut-o, nici nimic. Nu, că ești frumos așa. Mm-hmm. E cel mai frumos. Brița mea. Dar judecând după declarațiile Adelinei, personalizate în stilul propriu, cu cătușe sau fără, seara petrecută de ei împreună ar fi fost oricum minunată. Păi și acum, nu-i bine așa, am Ali. Mai știu de sufletul meu. La ce-mi place să mă îmbrățișez singur. Hai să mă dau și eu parfumul tău un pic. Nu te mai da. Hai, te rog. Te rog să nu te dai cu ăla, că mă spun rău. Nu mă da. Unde nu, te rog, nu mai vorbesc tine. Nu mai vorbesc cine sută mână acum. Nu mă da cu ăla, că mă las rând. Eu îți dau și tu între el. Ne-am cam făcut deja o idee despre cum a decurs seara pentru cei doi, însă n-ar striga o părere la cald după petrecere, chiar din partea Adelinei. Două poze noi la altar aici. Mânca la mama pe el de pui frumos. Nu mai pot după el, sufletul meu. Doamne, 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 cât m-am atașat de băiatul ăsta, Roxano. Nu mă gândeam. Când mă ține în brațe și stau cu capul pe el așa, bă, mă liniștește. Deci îmi dă băiatul ăsta o liniște. Nu pot să o descriu în cuvinte. Nu știu ce senzație am când îl văd. Mă trec toți fiorii și am toate emoțiile. Și știu că îl văd în fiecare zi. Toate emoțiile mă trec. Toate emoțiile posibile și imposibile. Și când stau așa cu capul pe el sau îl iau în brațe, mă liniștește. Deci îmi ia orice durere, orice supărare, orice chestie, nu știu. De mult, de foarte mult. Singură dată în viață cred că am fost atașată de o persoană, dar nici așa, adică ne asemănăm mult prea mult. Deci mi se pare extraordinar ce se întâmplă. Mi se, nu știu, mi umple sufletul de bucurie când îl văd, jur. Niciodată în viață nu mă gândeam cum să găsesc o persoană și să mă atașez atât de repede de ea și să mă potrivesc atât de bine cu ea și să-mi aline așa orice chestie. Nu știu să-i exprim în cuvinte, dar... Foarte bine, profită de toate momentele astea. E extraordinar. Doamne, doamne, deci crede-mă că proiectez așa un viitor în capul meu și îl văd atât de frumos. Văd un viitor foarte frumos cu el. Mă copleșește, mor, deci îl ador, efectiv. Ești îndrăgostită. Rău de tot. Rău de tot sunt. Iar starea euforică Adelinei a fost la fel de intensă și în discuția avută cu mamele. Lasă, dragă. Legați. Aoleu, am râs o grămadă. N-auzi că nu vreau o dezlegați? Am râs că trebuie să încerci cumva să te coordonezi când vrei să faci ceva cu mâna. Și ne luam în brațe și făcea, ah, toată viața mi-am dorit să mă iau singur în brațe, că ținea mâna lui la spate. Dar mi-a plăcut, tare simpatică a fost situația. Chiar mi-a plăcut. Alin, ce zici de declarația asta, mă rog, pe care teoretic tu n-ar fi trebuit să o auzi, practic evident că auzi tot ce spune. Ea mi-a mai spus câteva chestii, dar așa mici frânturi. Față de ce a zis acum. N-am auzit niciodată din gura ei chestiile pe care le-a spus acum. Dar tu ce simți? Eu sunt mai rezervat în a-mi exprima sentimentele, dar cu siguranță simt și eu probabil cât simte ea. Doamna Daniela, ce părere aveți? Din partea Adelinei mă așteptam, dar din partea lui chiar nu mă așteptam, nu? Să... Până la jumate, da, dar așa... Așa de tare? Mm-hmm. Hai să vedem și ce crede potențiala mamă-soacră. Mi-ar fi plăcut Alina, dar e diferență foarte mare. Că e și sportivă cum vrea el, e și blondă cum îi place lui, și mărunțică, așa cum chiar... Numai că e diferență foarte mare. Ea 29, el de-abia 24.
Nu e o declarație foarte veche. Nu, m-a întrebat, în afară de, de Adelina, care altă fată? Uh-huh. Și zic, mi-ar fi plăcut, chiar și de Adelina îmi place. Dacă a zis, zice... Chiar și de... Nu, cum i-a zis, zice, în caz de Adelina n-ar mai fi sau nu știu ce, care fată ți-ar... Și am zis, Alina. Tu așa zici la fel, dacă, mă rog, era pe lista ta Alina? Nu, nu. Nu? Ce zice Adelina? Apropo de Alina, stai, că mi-amintesc un lucru, nu mai puțin, doamna ta, că acum mi-am amintit un lucru de la, cred că din emisiunea de ieri, ai avut o problemă cu Alina la ședința foto, pentru gală. Nu, am afirmat faptul că se fac anumite lucruri tocmai ca să tulbure liniștea, cum pățesc și alte fete din casă. Adică, să... ce a făcut Alina să sturbule, să sturbule ție simplu, liniștea? Să fac lucruri și gesturi intenționat, tocmai pentru a... A vrut să se pozeze atunci cu Alin? Da, dar nu e vorba în sine, putea fi oricine altcineva. Ideea e de gestul în sine și v-am zis, după afirmațiile ce s-au făcut, că s-au format cupluri pe, pentru a fugi de eliminare și așa, m-a deranjat. Să fac niște chestii intenționat care mă deranjează. Ai făcut ceva intenționat în ceea ce îi privește pe ei doi? Erau alese cuplurile și eu și Costinela rămăsesem fără băieți și am întrebat la cameră dacă trebuie să alegem. Costinela mi-a spus, nu, putem alege un băiat pe care îl vrem noi. Ea îl alesese pe Blaze, a făcut poză cu Blaze și eu l-am ales pe Alin. Da. Iar când am mers în cameră la Alin să-și aleagă hainele, Adelina venise așa sprijinită și i-a reproșat oarecum că Alin nu și-a schimbat tricoul mai devreme. Lasă-mă, te rog să vorbesc. Mulțumesc. Dacă n-ai mai da ochii peste cap, ar fi foarte plăcut. Dacă m-ai lăsat să vorbesc. În aroganță așa și în superioritate. Iar ea a spus, Alin, nu, cu mine nu ai vrut să te schimbi. De ce? Da, am întrebat personal pe el, da, nu aveai tu legătură în situație. Am spus ceva? Am spus doar ce s-a întâmplat. Am zis că fapt divers, că nu i-am reproșat nimic, l-am întrebat doar de ce n-am vrut să schimbe mai devreme. Opriți-le, doamna Simona. Pot eu să mă bag, cum? Nu mai, permit. Că am încheiat discuția de atunci. Dar ce zici de... Dar de ce nu a dat tot? Pentru că am spus, zic, mie îmi place Adelina, au multe asemănări cu sora lui. A fost în emisiunea de ieri, dar pentru că n-am apucat ieri să vă întreb de această declarație, am profitat de acest moment să vă întreb acum. Da, ieri nu am spus, apucat zic, să vă îmi place Adelina, are multe asemănări cu sora lui și mi s-a pus întrebarea dacă ar fi fost altă fată, zic, ca Alina. Pentru că e mai măruntă, e blondă, e sportivă, deci ce știam că îi place lui Alin. Nu trebuie să interpretați că... Nu, ce problemă cu situația, am înțeles că așa a fost, adică nu, cred pe cuvânt, doamne ferește. Deci eu asta am spus. Uh-huh. Eu știam, că... pe de altă parte, știam părerea doamnei, încă de la început și-a exprimat dorința. Până să fie ei, deci eu știam ce a declarat Alin și înainte să ne înscriem ce i-ar place lui. Una blondă, una sportivă, cu ochi albaștri... Dacă e, dacă nu, și mai mărunt. Poate și mai, cum să spun eu, ca să nu supăr pe cineva, că nu e nimeni. Și mai cu minte, apropo de dezvăluirea Alinei? Nu la asta. Nu. Nu cred că definește asta cu minte sau nu. Am spus popular, da. Termenul popular, știți? Că poți să fii cu minte și să fii altfel. N-am căutat asta la o fată, adică n-am mers pe premiza să fie... Domnișoară, să zic așa. Nu, era doar o întrebare, apropo de ce a mărturisit Alina. Știu că ce a zis el, că vrea sportivă, blondă, mai mărunțică, ochi albaștri, cam asta ai spus, nu? Da, astea au fost declarațiile mele la început. Da, la început. Nu are ochi albaștri, nu se pune. Nu are ochi albaștri, dar eu spun declarațiile cam... Și pe urmă am zis, zic, în afară de așa, eu, Adelina, văd că au multe asemănări. Mhm. Cu sora lui. Chiar are multe astea. Dar nu, eu nu vreau să vă justificați pentru absolut nimic. Repet, este un citat dintr-un material care a intrat ieri pe post și
n-am apucat în emisiunea de ieri să discutăm despre, să vă întreb de ce totuși Alina dintre toate fetele, după Adelina, firește, că așa a fost. Da. Asta. Și nu știu, la... pentru că pe Alina o văd cum și-a descris-o el. Acum, pe de altă parte, și a picat și foarte prost în contextul ăsta cu animozitatea asta între Adelina și Alina, între Alina și celelalte fete. Păi, ce să zic, de Roxana că e de 3 metri? Nu, și oricum nu era Roxana. Sau de... Eu am ochi alba și dar sportivă. Doamne. Păi aia. Și e și mai înaltă și mai... trebuie să mai tai din picioare. Da, știți, acum, indiferent ce spuneți dumneavoastră, ei aleg. Normal, nu? Deci am spus de la bun început că asta e alegerea lui. Corect. Și apropo deci... de băieți și de alegeri și de fete până la urmă, hai să vedem ce părere au băieții despre o eventuală căsătorie în casa Mireasa. Dacă o fac sau nu. În acest stadiu al competiției, imaginația unor concurenți zboară departe, contemplând iubirea și urmările ei firești. Nu ți-e frică de căsătorie? Nu. Nu? Nu chiar nu a fost. Gândește logic. Ce este schimbat în afara faptului că ai o hârtie care... Exact. Și poți să ceași. Da. Și ce așa. Te gândești, adică, na, ce-am mai văzut și eu de la oamenii care sunt căsătoriți. În caz de un divorț, dacă ai și copii, copiii trebuie să meargă la unul dintre... Gândesc până... Nu, poate fi cu studiu comună. Da, da, bine. Gândești mult prea departe, unul. Gândești mult prea departe. Te-ai dus, mai ai un pic și te duci la momentul în care zici, faci testamentul. Așa. O, mă, când te iau de aici însurat, calmează-te. Era paranoia rău de tot. Căsătoria e doar o ceremonie. Comportamentul tău și al soției tale sau așa rămâne același. Responsabilitățile sunt aceleași. E doar o hârtie care mă și trece pe mine de pe numele tău. Nu e vorba că ai nevoie, da, e vorba că e ceva, o rutină, cum ar fi o normalitate. Nu e musai un must, că nu l-am considerat niciodată. E, nu știu, poate visul pe refete, da. Am încercat să explic, chiar așa, că dincolo de hârtia aia nu se schimbă nimic relație. Treci de la titlul de iubit și iubită la soție soție, e marea diferență. Nu, mi se pare o chestie de grabă, dar nici nu mi-e frică de ea. Dar ce e așa, că se teme un pic? Nu se schimbă nimic, atât că vii de titlul de iubit și iubit la titlul de soție soție, atât. Și că porți același nume. Pentru Andreea și Marian, ideea căsătoriei aduce un plus de imaginație. Bineînțeles, cu dorințele de rigoare ale fiecăruia. De, eu vreau verde, Marian, să știi. Verde smarald. La ce te referi tu deja? La inel. Ai, de capul meu până acolo. Păi da, chiar până acolo, ca să știi că nu-mi place. Ultima chestie la care m-am gândit. Uite, de m-am gândit ca să știi. Asta. Spun sincer, cel mai sincer, și nu mă văd căsătorit aici, nu știu nici ani. Mai distrăm 10 ani, după aia ne distrăm. Dar nu am nimic că ne căsătorim cu acte. De aici, Liviu. Liviu, 2 săptămâni ar face și nuntă. Îmi place să fac o treabă, ori fac ala mea, ori nu o fac. Ți-am zis eu ceva. Ce? Doar m-a referit pentru că a făcut val de chestia și ți-am zis ție să nu faci și tu așa că nu-mi place. Nu cred că ți-am zis nimic deplasat. Nu m-am gândit deloc la chestia asta. Înțelegi? Și dacă ar fi să fac, nici ultima variantă n-ar fi chestia aia. Foarte bine, mă bucur să aud asta. Pentru mine, nu știu, așa o chestie, chestia asta cu nunta. Deci că e momentul la care nu îl aștept în viață. Eu nu m-am văzut niciodată mireasă. Eu nici nu m-am gândit cum aș fi mire. Sau m-am gândit, cred. Întotdeauna în capul meu a fost că nu o să mi se întâmple asta niciodată. Nu știu de ce. Dar acestea nu erau singurele cazuri de îngrijorare, căci părerile despre căsătorie sunt cum nu se poate mai împărțite. Eu nu fac copil fără să fac nuntă. Niciun caz. De ce? Nu, pentru că eu vreau să știe. Se știe că acum un copil nu-l mai faci pe neștiute. Păi și dacă nu ai posibilitatea să faci nunta și o faci peste 3-4 ani, ce faci? Nu mai faci peste 3-4 ani? Peste 3-4 ani fac copil. Copil după nuntă, obligatoriu. Clar, la mine e clar. Pretențioasă mai ești. Nu sunt pretențioasă, dar mi se pare normal să fac nunta, ca în momentul în care voi avea un copil să vină dintr-o familie. Să știi că da. Acum mulți dintre bărbații își doresc copii, dar nu își doresc nuntă.
Dar multe dintre cupluri, nu dintre bărbați, că sunt și femei care gândesc așa, nu numai bărbați. Alin zicea aseară că lui e frică să găsească. De ce? Că e teamă lui așa. S-a gândea departe rău, că dacă s-a ajunge la divorț, ce faci cu copilul? El s-a gândea departe rău, zic, mă, dar de unde ai ajuns cu gândul halul ăsta? Calmează-te, că nu e niciun nimic că te căsătorești. Da, e bine că s-a ajuns și la subiectul căsătorie, dar Alina, vreau să te întreb ceva. Cum vrei să fie la tine, să se consume noaptea nunții atunci, la nuntă, sau asta nu mai e o condiție? Nu e o condiție, nu e obligatoriu, asta spuneam, că dacă mă simt îndrăgostită și simt că și el e îndrăgostit, bineînțeles că se poate întâmpla. Adică nu m-am gândit că noaptea nunții trebuie să se întâmple. Am întrebat atâta tot. Pe de altă parte, mamelor, cum facem? Cum e? Copilul înainte sau nunta înainte? Că auzeam, vedeam așa în cuvințări de cap sau dimpotrivă. Cum e, doamna Malvina? Nunta înainte, dar acum văd că se poartă și copilul să ducă trena la mireasă. Bună. Așa că ce simt ei? Multe cupluri au venit formate din afară și au făcut copilul înainte. Mm-hmm. Dar înainte, când noi am fost, acum e vremea lor, nunta totuși. Doamnelor, cum e? Nunta sau copilul? Ce ziceți? Normal, adică așa nunta ar fi cunoașterea, ajungem la nuntă și pe urmă copilul, dar cum spune și doamna Malvina, nu mai e la modă. La ei orice e posibil, nu? Da. Doamna Daniela? La fel. N-aveți ce. Doamna Victoria? Sunt cam tăcută astăzi. Eu vorbesc foarte mult cu Alina, chiar vorbesc și o simpatizez foarte mult, sunt foarte apropiată de ea, nu știu de ce, de la început și am zis că se poate de multe ori, dacă nu, cum i-am zis, am dat exemplu, dacă nunta nu avem posibilități să facem, o facem peste 2-3 ani și vine un copil, e binevenit. Uh-huh. Dar ea a spus că nu. Prima dată am nunta spus că și după. Bineînțeles că e binevenit dacă vine un copil, dar astăzi se poate evita un copil, adică nu mai suntem pe vremea când nu exista o metodă de contracepție și nu putea evita acest lucru. Acum un copil îl programezi oarecum dacă vrei. Și ideal ar fi să vină dintr-o familie. Am plecat de la această premiză. Fetelor, ce-i cu privirile astea? Hai, Andreea, ce e cu zâmbetul acesta? Zi. Da, când vorbește Alina, îți spui zâmbetul... Nu neapărat când vorbește Alina, că... Uh-huh. Hai. Așa face și prin casă. E bine că mă observi totuși. Eu pe tine nu. Ajungem. Așa. Mie mi se pare că nu trebuie să fie planificat, faci când simți și dacă e din dragoste. Adică nu cred că trebuie să ajungem la metode de contracepție, că există și ce, la ce te referi, că să faci ce. Dacă faci un copil, că așa s-a întâmplat, se întâmplă să faci un copil. Asta e, dacă n-ai făcut nunta, faci cu botezul și cum se întâmplă. Fire și normal este să faci mai întâi nunta, corect. Dar nu poți planifica în detaliu când faci un copil. Dom'le, un singur lucru poți planifica în casa mireasa, curățenia, și nu, tot nu iese.